Aș vrea să ne focalizăm acum pe povestea asta cu trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, pentru că nu știm, nu mai știm pe cine să credem, calculele cui să le mai luăm în din punctul ăsta de vedere, eu cred că este lucrul cel mai rău. Și am să vă spun de ce. Unu, salariile pentru cei peste 3 milioane de lucrători din privat sunt amenințate să scadă, nu să crească, ceea ce e rău, un pierzător. Al doilea pierzător este capitalul românesc, pentru că finanțarea acestui lucru este făcută de o prevedere care e mai puțin discutată, dar e foarte clară, s-a ridicat plafonul pentru firmele, pentru încasările firmelor care plătesc impozit pe cifra de afaceri. Sub un milion de euro, deci toți plătesc impozit pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit. Păi asta înseamnă aproape tot capitalul românesc, doamnă. Că nu-i vorba despre multinaționale. Multinaționale au mult peste pragul respectiv. Nu se împiedică. Și ce înseamnă asta să plătești? Înseamnă că plătești chiar dacă ai profit, chiar dacă n-ai profit. Dacă erai impozit pe profit, aveai profit... Sau dacă erai la limita supraviețuirii, plăci e o uitură fatală. Da. Este subrumător pentru capitalul românesc. Deci al doilea pierzător. Al treilea pierzător este statul român. Pentru că el, ca să știe că această mutare fiscală a încârca integral a angajatului costă și atunci preia el o parte. Căci asta este semnificația reducerii cu 2 puncte procentuale a contribuțiilor în sine și 2 a reducerii de la 16% la 10%. Păi asta înseamnă încasări mult mai mici la buget. Un buget care, vreau să spun, că se duce spre 25-27% din PIB încasări față de 40 și ceva în Uniunea Europeană. Pe asta înseamnă un stat care nu mai e capabil să facă nimic. Deci eu îl fac și mai incapabil. Al treilea pierzător și un singur câștigător. Capitalul străin, care nu e afectat de nimic din toate chestiile astea și care, în mod semnificativ, n-a spus nimic. Nimic. Păi, dacă îi convine, de ce să spun?